O femeie din Hoghilac, țintuită într-un scaun cu rotile, trăiește o adevărată dramă. De mai bine de un an a fost scoasă de pe lista persoanelor cu dizabilități, pierzând în acest fel pensia de handicap. Acum, femeia trăiește dintr-o pensie de urmaș în valoare de 370 de lei. Banii nu îi ajung pentru că suferă de câteva afecțiuni grave și are nevoie de medicamente pe care nu și le poate permite. Elena Deac se deplasează doar cu ajutorul scaunului cu rotile. Are luxație congenitală, coxactroză, dar suferă și de diabet. Până anul trecut era încadrată în gradul 1 de handicap. A fost chemată la comisie, iar dosarul ei a fost respins. Eu așa m-am pomenit cu handicap. O zis că nu mai figurez la persoanele cu handicap. Vă puteți deplasa singură? Nu. Cum vă deplasați? Nu pot. Tot timpul stau acolo pe scaun. Femeia este îngrijită de fiul ei, cel care era angajat ca asistent personal. Nici el nu mai primește niciun ban. Nu ne-o dat nicio explicație. Nu se poate descurca fără mine. Îmi este foarte greu. Ei n-au mai prezentat certificatul cu încadrare de gradul de handicap, respectiv pentru însoțitor, și prin urmare, conform legii, a trebuit să suspendăm plata asistentului personal. Și cum un caz nu vine niciodată singur, femeia are mari probleme cardiace. De multe ori banii nu le ajung nici măcar pentru pâine, iar de medicamente nici nu mai poate fi vorba.